Nicolae Titulescu, 1882-1941, și Tefic Râșnitu Arás, 1883-1972, sunt personalitățile emblematice ale diplomaților celor două țări, România și Republica Turcia, în perioada interbelică. Diplomatul român a fost reprezentant permanent al României la Liga Națiunilor, cu sediul la Geneva, și președinte al acestei organizații în 1930 și 1931. De asemenea, între 1927 și 1928 și 1932-1936, Nicolae Titulescu a exercitat funcția de ministru al afacerilor străine. De cealaltă parte, Tefic Râșnitu Arás a fost ministru al afacerilor străine al Republicii Turcia mai mult de un deceniu, între 1925 și 1938, apoi ministru al acestei țări la Londra în timpul celui de-al doilea război mondial. Cei doi mari diplomați s-au regăsit pe aceeași lungime de undă în două probleme fundamentale: normalizarea raporturilor româno-turce și semnarea Pactului Înțelegerii Balcanice, ultimul împreună cu miniștrii de externe ai Iugoslaviei și Greciei la 9 februarie 1934. În ceea ce privește prima problemă menționată mai sus, încă din 1927, ministrul afacerilor străine al Republicii Turcia se arăta, citez, vădit mișcat, închei citatul, față de declarație de prietenie făcute la București și ruga să transmită omologului său român Nicolae Titulescu sentimentele sale de adâncă gratitudine și de călduroasă prietenie. Peste numai 2 ani, la 11 iunie 1929, cele două țări semnau la Ankara Convenția de Stabilire, Comerț și Navigație. Cei doi diplomați s-au întâlnit frecvent la Geneva la reuniunile Societății Națiunilor sau ale conferinței cu privire la dezarmare. Șeful diplomației turce a apreciat în mai multe rânduri identitatea de vederi cu omologul său român și susținerea pe care Nicolae Titulescu a acordat-o punctului de vedere turcesc în diferite dezbateri, implicând dezarmarea și statutul strâmtorilor. În relația cu România, Tefic Râșnitu Arás a adus factorul sovietic, susținând necesitatea normalizării relației româno-sovietice și oferind bunele oficii ale Turciei în această privință. Și în această direcție, cei doi diplomați au afirmat o deplină identitate de vederi. De altfel, prin semnarea convențiilor privind definirea agresiunii din 3-4 iulie 1933, Turcia, România și Uniunea Sovietică, alături de alte țări, s-au regăsit drept părți egale ale unui acord multilateral. Aceste evoluții au condus la semnarea, la 17 octombrie 1933, la Ankara, a Tratatului de Prietenie, Neagresiune, Arbitraj și conciliere între România și Republica Turcia, cu ocazia vizitei lui Nicolae Titulescu în capitala Turciei. Tratatul a prevăzut, citez, pace inviolabilă și prietenia sinceră și perpetuă, am încheiat citatul, între cele două țări și popoarele acestora. Vizita a fost una istorică. Cu 10 ani mai devreme, primul ministru Ionice Brătianu ar fi trebuit să viziteze Istanbulul, dar acest fapt nu s-a mai produs. Iar ministrul afacerilor străine al României a fost primit cu cele mai înalte onoruri, atât la Istanbul cât și la Ankara, conform tuturor relatărilor diplomaților români. Aceștia au subliniat entuziasmul produs în rândul autorităților și presiei din Istanbul și Ankara de prezența, citez, acestui mare om de stat, am încheiat citatul. Peste numai 8 luni, la 11 mai 1934, Tefic Râșnitu Arás a întors vizita ministrului afacerilor străine al României, fiind primit la București. Discursurile celor doi miniștri dau măsura relației speciale, dincolo de complezența impusă de protocolul diplomatic. Nicolae Titulescu, îi dăm cuvântul. În timpul lungilor luni la conferințele de la Geneva, am evoluat amândoi, domnule ministru, de la observație la simpatie, de la simpatie la acțiune și de la acțiune la organizare. În replică, Tefic Râșnitu Arás și-a început discursul cu formula Excelențe și iubite prieteni și a reamintit de vizita lui Nicolae Titulescu în Turcia. Îi dăm cuvântul lui Tefic Râșnitu Arás. Afecțiunea pe de-a întregul spontană cu care a fost înconjurat acolo și care s-a adresat totodată în altei domniei voastre personalități și nobilii națiuni reprezentate de către domnia voastră, nu erau ele, de altminteri, dovezile cele mai strălucite de încredere reciprocă ce însuflețește raporturile celor două popoare ale noastre. Am încheiat citatul. Cele două vizite preced și urmează unui moment cu implicații majore. Semnarea Pactului Înțelegerii Balcanice, a doua mare problemă în care cele două diplomații s-au găsit pe deplin implicate. Ideea unui acord de securitate balcanică a fost avansată de partea turcă încă de la mijlocul anilor 20,
dar abia odată cu normalizarea relațiilor româno-turce, greco-turce, iugoslavo-turce și semnarea convențiilor cu privire la definirea agresiunii, proiectul s-a putut concretiza. Între anii 1930 și 1934, patru conferințe interbalcanice au avut-o la Atena, Istanbul, Ankara, București și Salonic. Pactul semnat la Atena de către reprezentanții diplomaților greacă, Dimitrios Maximos, turcă, Tevfik Rüştü Aras, română, Nicolae Titulescu și iugoslavă, Bocolyu Jeftić, la 9 februarie 1934, prevedea garantarea reciprocă a frontierelor balcanice ale semnatarilor. Cei patru semnatari își promiteau sprijin reciproc în situația în care erau atacați de către un alt stat balcanic. Vizată era, desigur, Bulgaria, care, deși invitată să facă parte din nouă alianță, a refuzat. În același timp, Turcia a declarat că nu se va putea angaja, ca urmare a semnării pactului, în niciun fel de acțiune îndreptată împotriva Uniunii Sovietice. De altfel, Turcia, prin vocea șefului diplomației sale, Tevfik Rüştü Aras, a susținut, inclusiv cu prilejul vizitei oficiale la București, necesitatea atragerii Bulgariei de partea noii alianțe și necesitatea normalizării raporturilor româno-sovietice. La fel, Grecia avea să declare o rezervă similară față de posibilitatea implicării sale într-un conflict cu marile puteri. Pactul Înțelegerii Balcanice a reprezentat un succes major în direcția eforturilor permanente ale lui Nicolae Titulescu și Tevfik Rüştü Aras de dezvoltare și consolidare a securității colective regionale. El a completat gruparea Micii Înțelegeri formată din România, Iugoslavia și Cehoslovacia la începutul anilor 20, în vederea asigurării frontierelor împotriva unei potențiale agresiuni ungare. Pactul Înțelegerii Balcanice și-a diminuat relevanța prin orientarea Iugoslaviei către Italia în 1937, fără a se concerta cu alianții balcanici. România și Turcia, dimpotrivă, au rămas fidele alianței până la desființarea acesteia în 1940-1941, odată cu expansiunea germană și italiană în Balcani. Raporturile româno-turce în perioada interbelică au cunoscut, în general, o traiectorie constant pozitivă, iar începutul anilor 30 poate fi considerat apogeul acestei relații. Acest moment este, fără niciun dubiu, legat de personalitățile lui Nicolae Titulescu și Tevfik Rüştü Aras. Problema securității bilaterale și regionale a beneficiat de soluții identice din partea ambilor lideri ai celor două diplomații. În același timp, au existat și alte probleme: emigrația turcilor și tatarilor din Dobrogea, nivelul scăzut al schimburilor comerciale, care au afectat relațiile dintre cele două țări, fără a conduce la deteriorarea acestora. Pentru perioada discutată, numitorul comun a fost reprezentat de înțelegerea balcanică și de noul regim al strâmtorilor, problema asupra căreia cele două țări se vor regăsi pe poziții similare. Cele două probleme au depășit ca importanță, din perspectiva celor doi diplomați, alte domenii ale relațiilor bilaterale.